Exodul și Mod, capitolul 12. Iahu a zis lui Moșe și lui Aron în țara Mitzraimului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregii adunări a lui Israel și spuneți: în ziua 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțin în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusuri, de parte bărbătească, de un an, veți putea să luați un miel sau un ied, să-l păstrați până în ziua a 14-a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să înjunghe seara. Se ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpii, ușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea friptă la foc și anume s-o mănânce cu azime și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața și dacă va rămâne ceva din el pe a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână și să-l mâncați în grabă, căci este Pesahul lui Iahua. În noaptea aceea eu voi trece prin țara Mitzraimului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Mitzraimului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Mitzraimului, eu, Iahua. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Mitzraimului. Și pomenirea acestei zile să o păstrați și să o prăznuiți printr-o sărbătoare în cinstea lui Iahua, să o prăznuiți ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. Timp de 7 zile veți mânca azime, din cea din tâi zi veți scoate aluatul din casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită în ziua întâi până în ziua 7-a va fi nimicit din Israel. În ziua din tâi veți avea o adunare de sărbătoare sfântă și în ziua 7-a veți avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceți nicio muncă în zilele acelea, veți putea numai să pregătiți mâncarea fiecărui ins. Să țineți sărbătoarea zimelor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oștile voastre din țara Mitzraimului. Să țineți ziua aceea ca o lege veșnică pentru urmașii voștri. În luna întâi, din a 14-a zi a lunii, seara să mâncați azime până în seara zilei a 21-a a lunii. Timp de 7 zile să nu se găsească aluat în casele voastre, căci oricine va mânca pâine dospită va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băștinaș. Să nu mâncați pâine dospită, ci în toate locuințele voastre să mâncați azime. Moșe a chemat pe toți bătrânii lui Israel și le-a zis: duceți-vă de luați un miel pentru familiile voastre și înjunghiați pe sahul. Să luați apoi un mănunc de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Iahua ca să lovească Mitzraimul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Iahua va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească. Să păziți lucrul acesta ca o lege pentru voi și pentru copiii voștri în veac. Când veți intra în țara pe care vă va da Iahua, după făgăduința lui, să țineți acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți: este jertfa de Pesah în cinstea lui Iahua, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Mitzraim, când a lovit Mitzraimul și ne-a scăpat casele noastre. Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Și copiii lui Israel au plecat și au făcut cum poruncinse Iahua lui Moșe și lui Aharon. Așa au făcut.
La miezul nopții, Iahu a lovit pe toți întâii născuți din țara Mitzraimului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâii născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui și toți mitraimii, și au fost mari țipete în Mitzraim, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moșe și pe Aharon și le-a zis: sculați-vă, ieșiți din mijlocul poporului meu, voi și copiii lui Israel, duceți-vă de slujiți lui Iahua, cum ați zis. Luați-vă și oile și boi, cum ați zis, duceți-vă și binecuvântați-mă. Mitzraimii zoreau poporul și se grăbeau să scoată din țară, căci ziceau: altfel toți vom pieri. Poporul și-a luat plămădeala înainte de a se dospi și au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moșe și au cerut mitraimilor vase de argint, vase de aur și haine. Iahua a făcut ca poporul să capete trecere înaintea mitraimilor care le-au împlinit cererea și astfel au jefuit pe mitraimi. Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot în număr de aproape 600.000 de oameni care mergeau pe jos afară de copii. O mulțime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei, aveau și turme însemnate de oi și boi. Cu plămădeala pe care o luaseră din Mitzraim și care nu se dospise încă, au făcut turte fără aluat, căci fuseseră izgoniți de Mitzraim, fără să mai poată zăbovi și fără să-și amerinde cu ei. Șederea copiilor lui Israel în Mitzraim a fost de 430 de ani. Și după 430 de ani, tocmai în ziua aceea, toate oștile lui Iahua au ieșit din țara Mitzraimului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea lui Iahua, pentru că atunci a scos din țara Mitzraimului. Noaptea aceea trebuie prăznuită în cinstea lui Iahua toți copiii lui Israel și de urmașii lor. Iahua a zis lui Moșe și lui Aharon: iată porunca privitoare la Pesach, niciun străin să nu mănânce din ele. Să tai împrejur pe orice rob cumpărat cu bani și apoi să mănânce din ele. Veneticul și simbriașul să nu mănânce. Să nu le mănânce decât într-o singură casă, să nu luați deloc carne afară din casă și să nu zdrobiți niciun os. Toată adunarea lui Israel să facă Pesahul. Dacă un străin care va locui la tine va vrea să facă Pesahul lui Iahua, orice parte bărbătească din casa lui va trebui tăiat împrejur, apoi se va apropia să le facă și va fi ca și băștinașul, dar niciun netăiat împrejur să nu mănânce din ele. Aceeași lege va fi pentru băștinaș ca și pentru străinul care va locui în mijlocul vostru. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Iahua lui Moșe și lui Aharon. Așa au făcut. Și chiar în ziua aceea Iahua a scos din țara Mitzraimului pe copiii lui Israel după oștile lor.